Sunt sate unde casele sunt părăsite și nu există tendință de repopulare. Sunt zone defavorizate, acolo unde odată erau țărani cu tradiții, iar agricultura reprezenta singura sursă de venit, fiind zone fertile. Deși agricultura și creșterea animalelor încă se mai practică, aceste sate nu se mai populează. Fenomenul, în general, se manifestă prin dispariția în mod natural a celor în vârstă și prin neinstalarea tinerilor. Vă pot informa că e o cădere accentuată. În 1972, în satul Costești, erau 207 case populate. 3, 4, 5 copii se ocupau cu păstoritul, vite, oi, vaci, cai, agricultura și pomicultura era în floare. De prin 80, a fost o plecare masivă pe vremea lui Neanicu pe la orașe. Indiferent pe la ce întreprinderi, ce servicii, nu ținea cont, numai să fie și ei la oraș, să ducă o viață mai bună. Tinerii migrează spre orașe sau chiar spre străinătate, iar scăderea natalității este o altă problemă majoră care duce la depopularea satelor românești. Ce ne puteți spune despre această zonă frumoasă? Este o zonă foarte frumoasă, în schimb e îmbătrânită, tinerii au plecat la oraș și după care au ieșit la pensie, cu greu mai vin aici. În astfel de situații, populația rămasă, de exemplu în satul Costești, comuna Balta, speră ca lucrurile să se remedieze, tinerii să se întoarcă, întrucât această zonă are un puternic impact turistic, iar beneficiile sunt mari în acest sens.